Trupul neînsuflețit al deputatului Mircea Grosaru a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe de pe strada Mirăuți din centrul municipiului Suceava. Numeroase persoane, rude, prieteni, lideri politici, reprezentanții administrației locale sau cunoștințe au participat joi la slujba de înmormântare și au adus un ultim omagiu reprezentantului minorității italiene în Parlamentul României. Dragoș Lizopol, deputatul minorității elene, a fost delegat de colegii din Parlament să prezinte condoleanțe familiei și prietenilor. Nu este un moment simplu pentru noi. Un prieten, un coleg, un deputat reprezentând o parte din electoratul României ne-a părăsit. Am trecut cu el și cu întregul grup prin foarte multe momente în care a contat foarte mult felul lui rațional de a gândi. Venit din formația lui de matematician, a contat foarte mult o anumită liniște și simț al umorului cu care știa să trateze lucrurile și a contat foarte mult felul în care munca l-a determinat să facă totul cu plăcere. Nu l-am auzit niciodată plângându-se de nimic. În urma lui a rămas o familie frumoasă, pe care a iubit-o și a știut să o construiască. A rămas o minoritate care a crescut foarte mult în timpul în care el a reprezentat-o și a rămas lumânarea aceea pe care o vedeți în banca lui și care pentru noi o să rămână întotdeauna acolo. Toți cei care l-au cunoscut și îl amintesc pe Mircea Grosaru ca pe un om ordonat, profesionist și mai ales un bun prieten. E un moment trist pentru că a dispărut dintre noi un om deosebit, un om blând, un om de caracter cu care am colaborat mulți ani și cu care m-am înțeles întotdeauna pentru că îi slujea pe cei mulți, participa efectiv la rezolvarea unor probleme și sigur că este o pierdere a unui prieten, a unui om în puterea deplină a ceea ce însemna munca în Parlament și rămânem cu regretere și cu amintiri frumoase după el. Am jucat împreună cu el din 81 până în 84, a fost un coleg bun, un jucător de valoare și na, ne pare rău ce se duc toți. Am profesat la aceeași școală, era un om muncitor, ordonat, și extrem de politicos cu cei din jur, a fost un om bun. Printre altele era și practician în insolvență, coleg cu noi în cadrul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență. Era un coleg deosebit, care a lucrat mult pentru legea insolvenței, fiind și parlamentar. Trupul neînsuflețit al deputatului Mircea Grosaru a fost înmormântat în cimitirul Pacea Nouă.